Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Mare brânză, mare gust. Un mare bucătar pentru cei mici azi. Da, evident. Astăzi ești un mare... un mare părinte. Un mare mic bucătar. Exact. Avem idei de mic dejun savuros pentru voinici. Altfel, o zi plină de povești, e bine să înceapă, pentru că se apropie 1 iunie. Ia. E bine să înceapă cu o gustare plină de energie. Bun, ne spui. Tony Junior de la Delaco, apropo, găsiți detalii pe delacojunior.ro. E bine, Tony Junior de la Delaco propune brânză albă calcică alături de fructe de sezon pentru un mic dejun sau o gustare delicioasă pe placul voinicilor, gata să pornească înspre noi aventuri. Și voinicul de astăzi este Luca. Voinice. Prietenii noștri de la Delaco au o întreagă gamă de produse dedicate copiilor. Se ca stricat de curat. Se numesc Tony Junior. Dacă sunteți pe Facebook, sunteți pe Facebook? Da, puteți păi să, da. Să ne urmăriți pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Colegii noștri au pregătit un decor frumos. Sunt și foarte atractive ambalajele. Așa, acum zi. Luca a tras ambalajele. A tras toată brânza la el. Da, așa. Evident că am luat, știi cum iau copiii de pe tavă ca să vadă cum le merge? Așa. Eu am luat cașcaval. Da, ce mai mare e cel mai... caloric din tot coșul ăsta, eu l-am tras. Asta mi-a plăcut. E ciudat, mă așteptam să ia Vlad cașcavalul. Și uite cât de haioase sunt, vezi? Tony Junior, labirintul magic. Labirintul Emmentaler. Magic. Da, au tot felul de denumiri din astea. Sfere de brânză sclipitoare cu smântână. Sfere de brânză sclipitoare. Puterea leului. Puterea leului. Puterea leului e brânză de-asta, tartinabilă, cremă de brânză. Și puterea ursului. Da. E. Și tot așa. Da. Și astăzi, cum spuneam, avem igloul de lapte. Pune decorul la loc. S-a pus de la... și stai, decorul la loc. Ăsta, mă. Pe mine asta mă intrigă, este cașcaval ursuleț poznaș. E în formă de ursuleț. Poznaș. Poznaș, da. Deci este o bucată de cașcaval tăiată în formă de ursuleț, are și ochișori aici. Da. Și năsuc, guriță. Și, mă rog, mai și are buric. Jos. Sper că e buric. Da. Și... năsucul e cel mai delicios. Da, mă întreb, ce se întâmplă cu toate bucățelele astea care sunt tăiate? Ele unde se duc? Cine le papă pe ele? Deci ochișorii, năsucul și, mă rog, buricul. Ce se întâmplă cu ele? Păi cred că se face brânză topită. Zici? Eu așa am învățat când am fost la fabrica de lactate. Când eram mic. Eu nu cred că se face brânză. Trebuie să întrebăm la Delaco. Deci asta este maturat. Adică cașcavalul ăsta trebuie să stea un timp ca să ajungă așa. Păi după ce stă, nu știu cât timp îl ieși și îl topești? Tot ce înseamnă... copiii celor de la Delaco primesc... Eu așa am... confetii de cașcaval. Confetii de cașcaval, exact. Exact. Se pot face confetii de cașcaval. Dar haideți să ne întoarcem la... haideți. Produsul nostru premium de astăzi, care este igloul de lapte. Igloul de lapte este această brânză calcică, da? Ce înseamnă brânză calcică? Domnule, să vă explic. Se face practic, uite, George a făcut de casă. Mi-a căzut fața când am auzit. Da, mai am făcut, când era Alexandra mică. Și mi-a amintit că și eu am făcut când era Ștefan mic. Uite, Radu, vezi? Cred că n-a avut da, parte, de-aia e mai slăbănoc. Dar v-ați vindecat. Da. Ce se întâmplă? Pui în lapte calciu. Și asta face brânză calcică. În linii mari, așa se face de casă. Și în felul ăsta încep diversificarea mesei bebelușului. Bine, el gusta și el făcea trogăleată. Da, deci când trece copilul de la lapte la divers, e rău. Ceea ce se numește diversificare. Încep cu brânzică din asta calcică. Da, acum o poți lua gata făcută. Plus că gustul ăla este foarte, foarte bun. Că și eu mai ciuguleam din ea. Și că adult e aiurea să te apuci să-ți faci de casă. Și atunci îți cumperi. De asta, igluul de lapte. Pentru că are formă de iglu. Da, e foarte haioasă. Și poate fi consumată. Adică mâncată. Dimineața de la 7. Îmi place asta cu să spunem că aveam mai multe mostre din astea cu iglu de lapte, dar le-a mâncat Luca până s-a mai la ora asta. S-a mai consumat de dimineață. Din el. Așa. Eu vă dau acum două idei. Zi. Cum puteți face cu igluul ăsta. Iglu v-aș arăta, Dami, că... îl mănânci. Îl mănânc. Așa. E ca o mozzarella un pic mai moale, așa. Da. Cam asta este consistența. Și are și puțin zer. Deci l-a desfăcut ca sigur să-l mănânce după ce se termină intervenția. Da. Să-l aruncăm. Așa. Haideți să vă arăt cum se desface. Îl tai feliuțe. Da. Îl pui pe o farfurie ca pe un iglu. Da. Ca să se ducă zerul. Și îl tai feliuțe. Și poți să-l faci fie cu gofră. Așa. Asta era ideea, cu fructe proaspete și slavă cerului acum, căpșunile sunt... Deci pe gofre cu brânzică de asta și feliuțe de căpșunele. Da, asta e din
alegerea mea pentru fructe în momentul de față, căpșunacă s-a lăsat și la preț și e bună și calitatea. Alegerea... E căpșuna noastră românească în obor. Deci alegerea mea pentru fructe în dimineața asta este gofra. Pentru că e dulce, nu? Și luăm gofre, că acum se găsesc și gofre peste tot la orice supermarket. Da. Și de-alea mari și de-alea mici. Mai bine mari. Le puteți tăia și bucățele sau le puteți pune ca atare dacă e copilul suficient de mare? Da? Puneți căpșuni în, în crevasele gofrei. Puneți bucățele de căpșuni, pe urmă radeți 2-3 felii de brânză din asta calcică peste și deasupra puțină miere sau puțină ciocolată. Dacă nu e suficient de dulce. Ca să fie bombă, bombă pentru copil. Copiilor le plac dulciurile, Vlad. Dacă îi dai numai brânză cu căpșuni, n-are treabă. N-are niciun haz. Bun. Și a doua variantă pentru adulți este cu croissant. Bun. Croissant e recomandat și tuturor adulților care ne urmăresc. Foarte bun dimineața, croissant. Da, croissant de la... Cu ciocolată. Nu, nu croissant de la ambalat cu ciocolată în el, tocmai. Croissant, croissant ca de lumea. E proaspăt, mai bun. Așa. Și-l tăiem, punem brânzică. Înăuntru. Înăuntru și dulceață. Ce ți-am zis, mă? Dulceață de căpșuni. De preferat. Da. Și pui și niște bucățele de căpșună așa ca să profiți că sunt proaspete. Ok. Dar, mă rog, poți să faci cu orice dulceață. Da, tartinezi croissantul și pe urmă pui câteva felii de brânzică. Un iglu de ăsta întreg pui, ce să mai... Feliezi, țap-țarap, îl pui între feliile de croissant. Și deasupra mai poți să pui tu niște ciocolată și acolo. Sau dacă ești adult și ești interesat să mănânci calciu, pui într-un croissant brânzică de asta și o să pui feliuțe de prosciutto crudo. Da. Da. Poți să pui și puțin nuci, busuioc. Nuci, da, busuioc bun. Da, treabă. Niște roșii sherry, adică poți să dezvolți. Da. Poți să... Deci luați mai multe igluri că pot veni idei. Nu, gata, asta, mulțumim, o să mă duc acasă direct asta. Stai, rup de foame de aia. Când e vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust. Deșteptarea